Un avion radar al NATO aterizează pe aeroportul din Skopje. Cel mai nou aliat beneficiază acum de sprijin ca să-și protejeze spațiul aerian. Pentru a marca acest moment, două avioane F-16 ale Greciei au interceptat în mod simbolic un aparat guvernamental al Macedoniei de Nord. It's just an example of the cohesion of among all allies in NATO. We cooperate to work together. As we do in Karthoron. We have 17 nations working together to secure the airspace from the Canary Islands to Turkey. Misiunile de poliție aeriană sunt foarte importante pentru orice țară. Avioanele de luptă pot să decoleze în cel mult 15 minute pentru a intercepta orice aparat suspect care a pierdut legătura cu controlorii de trafic. NATO has been providing for the security and the safety of its citizens for 72 years. Out of these 72 years, 60 years, NATO has been providing air policing missions. So to join this biggest military alliance less than 2 years after our membership and to add the air policing to the general sense of security and safety for our citizens was a major thing for all of us. După ce Rusia a anexat ilegal Crimea în primăvara anului 2014 și România a primit sprijin pentru întărirea misiunilor de poliție aeriană, în permanență în baza Mihail Cogălnicianu sunt avioane de luptă ale aliaților care sprijină misiunile aparatelor MiG-21 Lancer și F-16 ale forțelor aeriene române.